Vă salut din nou. Revin cu un nou videoclip în care m-am gândit să desfac în cele din urmă această serie Lamborghini, care, sincer, parcă mi-e și greu să o desfac, că arată foarte bine chiar și blisterul cu simbolul acesta original de la Lamborghini și plus pur și simplu arată foarte bine și ambalat, dar având în vedere că le-am ținut inițial nedesfăcute pe ideea că voi vinde, chiar a fost o întâmplare interesantă, să zic așa, adică într-un final m-am decis să vând atât seria BMW cât și seria Lamborghini și înainte de fiecare împachetare, să spun așa, a coletului și să trimit către cumpărător. M-am uitat de fiecare dată la mașinuțe să văd dacă pierd ceva, să spun așa. La BMW vă spun sincer, deși, cum vă spuneam, îmi place brandul și colecționez de la majoritatea brandurilor marca BMW, m-am uitat la detalii și nu prea am văzut detalii satisfăcătoare, așa că i-am dat drumul, să spun așa, seriei BMW. În schimb, la Lamborghini am avut niște mustrări, am început să fiu mai atent și am observat că totuși sunt detalii destul de acceptabile și, de exemplu, mașina asta nu se prea găsește la alte branduri și mi-a plăcut destul de mult. Seamănă cu un alt model Cadillac, tot de la Hot Wheel, care nu se găsește la alte branduri de modele și pe chestia asta a început să îmi pară rău că vând, dar eu deja promisesem vânzătorului că trimit coletul mâine, așa că întâmplarea face că în cele din urmă am căutat din nou pe OLX toată colecția și am recumpărat-o, ca să vedeți o chestie interesantă. Deci, practic, am vândut colecția și am recumpărat-o și așa că a doua oară nu cred că am să o mai vând, pentru că altfel ar părea stupid de ce am mai recumpărat-o. Uitându-mă așa la detalii, cum vă spuneam, mi se par destul de ok, așa că am decis să le desfac și acum am să trec la prima. Eu o să încerc să vi le prezint toate într-un singur videoclip. Dacă cumva mă lungesc prea mult, o să împart iarăși în două părți. Sper să nu. Deci vorbim de Lamborghini Countach sau Countach în engleză. Aici cred că v-ați obișnuit deja, am foarte multe de la Hot Wheel cu modelul ăsta, așa că deja Ford Escort și Lamborghini Countach am multe variante, adică în sensul de multe culori și cred că o să fac și niște videoclipuri separate, că tot nu am găsit noutăți încă pe piață. Și cred că o să urmeze o perioadă cu multe videoclipuri mai altfel decât cele de prezentare a noutăților. O să vedeți voi în continuare comparații și poate și niște topuri, cele mai plăcute și cele mai neplăcute din colecția mea. O să mă gândesc. Sper să vă placă. Deci revenind, deci Lamborghini Countach, așa că primul care am să-l rup este acest model. Însă vă mărturisesc că arată foarte bine și blisterul, mai ales faptul că are și sigla Lamborghini pe ea, parcă ar fi ceva foarte oficial, o lansare trademark de la Lamborghini, modele licențiate până la urmă.
Într-adevăr, nu văd o hologramă, dar totuși se vede înscrisul ăsta Lamborghini, deci practic semnul de pe mașini al mărcii Lamborghini. Ăsta este un Taur. Și acum să vă prezint mașina. Deci e o culoare roșie nemetalizată, cum îmi place mie, foarte lucioasă. Aici probabil că o să fie o problemă că nu se văd stopurile sau, mă rog, sunt în aceeași culoare în spate. Jante aurii. Aici se vede că roțile din spate sunt mai mari decât roțile din față, ceea ce, să zicem așa, nu prea îmi place. Are și o dungă neagră cu un sigla Hot Wheel, semnalizatoare, faruri cu acțibilde plus sigla Lamborghini, eleron din metal, deci într-una cu caroseria, bază, surprinzător, tot de metal, deci mașina asta chiar e grea, este ceva mai deosebit față de restul. Și aici Lamborghini Countach LP500. Deci poate e o variație a Lamborghini Countach. Se văd semnalizatoare și în spate. Deci cam ăsta ar fi Lamborghini Countach. Să-l pun aici. Mergem la mașina asta care mi-a atras atenția de la început. Într-adevăr, nu are detalii iarăși în spate. Deci vorbim de Lamborghini Estoc. Nu știu, n-am mai auzit de brandul ăsta, de modelul ăsta de la Lamborghini, vă spun sincer. La fel, arată foarte bine pe blister modelul. Și cam asta este mașina. Aici, de data asta, avem roți egale, tot cu jante aurite, cu 10 spițe. Nu este geam la pasagerul față și șofer. Nu știu dacă se vede în interior. Cât de cât se vede ceva, dar spațiul este foarte mic și nu pot, n-am lumină suficientă să vă arăt. La fel, e o vopsea albă nemetalizată, se vede luciu, o privire din față. Vedeți faruri cu acțibilde. Și are așa o aerodinamicitate, seamănă cu acel model de Porsche Panamera Hybrid Turbo Sport SE sau așa ceva, doar că aici nu sunt acțibilde în spate și e mare păcat, deci modelul arată foarte bine, măcar să-i fi vopsit stopurile și era deja ceva super tare după părerea mea. Deci cam ăsta e Lamborghini Estoc. Privire și de sus. Se vede înscrisul Hot Wheel. Așa, trecem la următorul, iarăși un model de Lamborghini nu foarte promovat, adică n-am văzut la multe branduri, Sesto Elemento. Și aici arată foarte fioroasă pe blister. Jante cu 5 spițe cromate.
privire de sus, aici arată foarte bine combinația asta negru cu galben, pune foarte mult în evidență, adică e un contrast puternic între negru și galben. Privire din față, tot așa faruri coaxibil de sigla Lamborghini. Aici se poate vedea ceva mai bine înăuntru. Privire și din spate, și aici, din păcate, nu sunt puse în evidență stopurile. Se vede foarte greu forma lor. Și destul de greu să focalizez. Nu știe camera pe ce să focalizeze. Dar am să încerc să vedem aici pe masă. Cred că aici ar trebui cumva. Acum se vede cât de cât focalizat spatele. Dar se vede destul de greu. Dezavantajul culorii negre și dacă nici nu pui o vopsea sau niște axibilde să vezi forma stopurilor, nu îți poți da seama de ce e foarte greu. Deși acum văd că e cât de cât focalizat spatele, se vede în scrisul Lamborghini și eleronul. Într-una cu caroseria. Și aici la bază scrie Lamborghini Sesto Elemento. Deci o privire lateral. Spate. Și față. După cum vedeți, foarte, lucește foarte tare lumina în ea, deci e o culoare negru nemetalizat. Da, arată foarte fioroasă. O mai pun încă o dată aici să. Așa. Și ajungem la ultima de pe prima coloană, Reventon, deci Lamborghini Reventon, așa arată pe blister. Și aici jante cu 5 spițe de culoare neagră, deci într-una cu roata, o privire și din față cu axibil de la faruri. Se vede cât de cât și grila din zona radiatorului, aerisirea asta așa, textura ei, dar mai greu. Privire și din spate aici se vede, pentru că negru e în contrast puternic cu alb, se vede cât de cât forma stopurilor, însă și aici ar fi putut pune cu vopsea la stopuri. Aici în spate se vede motorul, ceva mai greu, dar se văd cilindrii. Și de data asta vopseaua este metalizată, deci e un alb metalizat. Nu știu dacă se vede foarte clar asta pe cameră, dar vă spun eu că este o culoare metalizată, se vede o textură așa pe ea. Chiar dacă strălucește.
Așa. Și am ajuns la coloana a doua. În mod normal m-aș fi oprit, dar pentru că sunt patru și regula mea e că de obicei prezint măcar cinci dacă e vorba de două părți. Am să arăt într-un singur videoclip. Deci vorbim de Reventon Roaster. Deci am avut Reventon așa compact. Și acum am ajuns la aceeași mașină, dar Roadster. Deci practic aceeași model, doar că ăsta este decapotabil. Și aici arată foarte bine pe blister. Și ca de obicei tradiția mea de a scăpa ceva într-o prezentare s-a întâmplat. Și aici avem o culoare metalizată, e un argintiu, aceleași tipuri de jante cu 5 spițe, doar că de data asta au o altă culoare, un gri închis comparativ cu roata. Și aici Lamborghini Reventon Roadster. Aici ce îmi place foarte mult e stilul ăsta de parbriz. Deci foarte aerodinamic, arată foarte bine și de data asta avantajul că se vede în interior. Așa, o privire și din spate la stopuri, iarăși se vede destul de bine contrastul argintiu cu negru. Privire de sus. Fariuri în față cu axibilde, aceeași grilă. Aici lateral se văd mai bine textura grilei și practic pe aici circulă aerul. Nu se văd semnalizatoare. Deci arată bine mașina asta dacă aș avea-o în variantă Welly la 1.34 arăta foarte tare mașina asta. Și oricum modelul ăsta nu l-am la Welly, la variantă mai mare încât să-i văd foarte bine detaliile. Așa că e, să zic, o premieră la Hot Wheel să o am pentru prima dată. Dar Lamborghini-urile le colecționez și din la o scară mai mare la Hot Wheel. Chiar dacă, ca o paranteză, mă pregătesc să vând colecția de Welly la scară mai mare pentru că mi-ocupă spațiu. Trece mai departe la singurul model, aș zice eu, care are detalii față-spate, deci Lamborghini Murcielago. Și mă gândesc să fac o comparație dacă am trei astfel de, cum vă spuneam, regula la comparații la mine e dacă am trei modele de la branduri diferite. Nu sunt sigur încă, dar o să fac și niște comparații de Lamborghini, cred că am de la Welly unele și chiar și de la Matchbox și Majore, deci o să urmeze și niște comparații. Deci acum vorbim de Murcielago care, după cum vedeți, are stopurile cu axibilde și e suficient pentru mine. Important e că le pune în evidență toate grupele, practic, de faruri. Semnalizatoare, stopuri, poziție, deci tot ce are în mod normal. Aici țevi de șapament. Este un galben, pare nemetalizat. Inițial am crezut că are textura aia nisipoasă, dar nu e nisipoasă. Roz tot cu jante cu 5 spițe,
gri, deci nu sunt în aceeași culoare cu roata. În fața acțibilde, ca de obicei, deci la toate cred că am văzut acțibilde de la farul, ceea ce măcar e un lucru pozitiv. Aici se văd mai greu, nici nu se vede textura aia de la grilă, după cum vedeți. Deci detaliu mai slab. O privire și de sus, deci vorbim de o culoare galbenă. Aici în lumină cam schimbă culoarea camera cu scuzele de rigoare. Așa. Mergem la următoarea, care e bine cunoscută, Aventador, probabil cea mai promovată și cea mai prezentă în orice brand, deci la orice brand găsești modelul ăsta Aventador LP704, tot așa jante cu 5 spițe, gri închis. Nu se prea văd farurile, din păcate. Dar ăsta l-am și de la Welly, la scară mai mare și se văd bestial farurile și stopurile, plus se deschid ușile. Am să pregătesc niște comparații Lamborghini în episoadele viitoare, să zic așa. Aici avem o culoare, de data asta un negru metalizat, deci ceva mai altfel față de sesto elementul, care e un negru curat metalizat. Și ăsta iar e, adică nemetalizat, ăsta e metalizat, ăsta e nemetalizat, ăsta e metalizat. Privire și de sus, de cât se vede în interior. Motorul în spate. Ce frumos ar fi fost să se fi deschis capota și să văd detalii la motor. Faruri, deci cu acțibilde, sigla Lamborghini. Aici iarăși se vede destul de greu. Nu știu dacă pot din lateral. Acum cumva se vedea, dar se vede foarte greu și nu știu, nu prea văd eu grila aia care am văzut-o la Reventon. Privire deci de sus, spate, lateral, față, spate. Și ultima, din fericire sau nefericire, mai am un Urus de la Majorec și arată ceva mai bine. Dacă cumva mai apare la un alt brand, cu siguranță voi face și aici o comparație. Deci vorbim de un singurul Jeep, să zic așa. De fapt, a mai fost un Jeep mai clasic de la Matchbox, dar așa post-revoluție, deci după anii 90, ăsta s-ar putea spune că e singurul Jeep de la Lamborghini și arată foarte atrăgător din punctul meu de vedere. E un Jeep așa mai urban, deci un fel de crossover. Cam așa arată pe blister cu sigla. Dacă nu o să am, o să fac o comparație atunci doar cu cel de la Majoret.
Deci, faruri în față cu axibil de sigla Lamborghini. Aici se vede clar că e o vopsea roșie metalizată. Pereche dublă de țevi de eșapament, foarte fioroasă chestia asta. Fiind roșu, deci se cam confundă stopurile cu restul caroseriei, fiind în aceeași culoare. Se vede o formă așa destul de futuristă, la stopuri mă refer, și scrie și Lamborghini pe spate, Urus, ca și număr de matriculare. Arată, sau să zic așa, seamănă cu Range Rover Evoque ca și formă. Poate că e și mai turtită față de Evoque, cel puțin aici în spate. Nu știu cum ar avea loc pasagerii din spate. Pare foarte joasă și niște jante mai atipice, tot cu 5 spițe, cromate numai pe margine, dar n-am mai văzut la multe mașini stilul ăsta de jante decât la cele generice. Alea parcă au obiceiul ăsta de a avea jante de genul ăsta. Deci cam ăsta este Lamborghini Urus de la Hot Wheel. Ultima din serie, deci vă reamintesc, e serie completă de 8 mașini de la Hot Wheel, ceea ce mă bucură că au făcut așa ceva. Din păcate, la BMW nu sunt asemenea detalii, adică nu sunt nici măcar acțibildele și din cauza asta singurul BMW, după care să zicem că îmi pare rău, e acel BMW 850 care îl mai am la Matchbox. Matchbox-urile alea vechi în care se deschid ușile, dar stilul ăla de BMW îmi place mult. Ăla e, să zic, clasa de lux, premium, doar că e model deja clasic. A trecut ceva timp de când l-au lansat, în anii 90. Deci revenind, ăsta este Lamborghini Urus, ultimul din colecție și acum o ultimă privire. Aventador. Asta este Murcielago, cred. Reventon Roadster. Reventon Sesto Elemento. Estoc. Un taș și la fel și din spate. Aici e punctul slab din punctul meu de vedere la această colecție. Murcielago ăsta arată bine și vedeți ce diferență face niște axibilde în spate în comparație cu nimic. La astea putea măcar să le vopsească cu roșu, pentru că na, până la urmă stopurile, culoarea predominantă e roșie și aici putea să pună un roșu mai aprins sau ceva. Deci asta este colecția Lamborghini, serie completă de la Hot Wheel. Bineînțeles, nu e variantă premium, din păcate. Mi-ar fi plăcut să găsesc așa ceva premium, iar aici sunt blisterele. Cum vă spuneam, arată foarte bine și blisterele și mi-ar fi plăcut să le am cumva și în blister, dar pe ideea că nu le mai revând din nou, le-am desfăcut. Așa că până data viitoare vă doresc toate cele bune. Și vă doresc numai bine. Pentru orice alte întrebări, vă stau la dispoziție. Acum obișnuiam să le pun în raft. Haideți că am să încerc și acum să fac lucrul ăsta. Mai inspectați
practic colecția mea curentă, în permanență puteți să vedeți colecția mea de Hot Wheel-uri. Din păcate sau din fericire se mulțește în lipsă de matchbox-uri și parcă devine a doua colecție după matchbox. Da, aici am comasat deja Hot Wheel-uri care aș vrea să le vând. Și aici deja am burago, de sincer nu știu unde să le pun. Aici sunt la fel matchbox-uri care aș vrea să le vând sau sunt duplicate. Deci e o dilemă pentru mine. Cred că o să fac așa, o să aduc Ferrari-urile astea mai în față de la Burago. După cum vedeți, deci nu mai am pur și simplu loc. Și încep să le comasez, de asta unele va trebui să le mai vând. Și am să le pun atunci aici. Am să încep cu astea două. Ultimele două. Deci le-am pus și în raft. Acum ați văzut și colecția. Aici deja e colecția completă. Deci cumva e o asemănare, colecția completă Ferrari de la Burago, colecția completă de la Lamborghini de la Hot Wheel. Astea nu prea și au locul aici, am zis că astea vreau să le vând. Cred că am un anunț OLX pentru cine ar fi interesat, dar mă repet și în videoclipul ăsta cu scuzele de rigoare. Dacă obișnuiesc să vând, să zicem, aceste 10 sau 11, 12, nu știu câte sunt, în momentul în care vând doar una, nu e rentabil pentru un vânzător să vândă, pentru că celelalte nu le mai vinde. Toată lumea e conștientă că sunt unele modele care nu sunt așa de frumoase și rămâi cu ele. Ideea când vinzi e să vinzi un pachet. De aceea și alți comercianți vând seturi de 5, dar poate că nu-ți plac toate 5. Așa că vă arăt așa mai mult promo, cu scuzele de rigoare, dacă sunteți interesat de aceste 12 sau 11 mașini, puteți să căutați pe OLX după Iulian. Și încă o privire cu Hot Wheel-ul. Aici, cum vă spuneam, primele 2-3 rânduri sunt ceea ce chiar îmi place, că au acții builde. Mașini europene și asiatice. Aici cred că deja sunt ceva dubluri de la Majorette, dar vor pleca și astea de aici. Cred că sunt și astea pe OLX, deci cu scuzele de rigoare pentru că m-am lungit, dar din nou v-am dat mai multe informații. Până data viitoare, numai bine!